Și salvamarii de la Vadului Vodă se adaptează pandemiei. Dacă până nu demult aceștia făceau resuscitare prin respirație gură la gură, acum sunt nevoiți să aplice alte metode pentru a evita infectarea cu noul coronavirus. Mai exact, ei folosesc un balon din latex. Alternativă pentru respirație artificială, iată, este așa zisul balon ambu, care el se folosește, aici avem în față pentru copii și avem în față pentru maturi. Șeful postului de salvamar de la Vadului Vodă, Alexei Pascar, susține că anterior pacienții erau resuscitați prin respirație gură la gură din cauza lipsei de personal și asta deoarece era nevoie de cel puțin 2 salvamari pentru a folosi balonul. Acum însă, pentru a evita îmbolnăvirea cu COVID-19, pe tură sunt cel puțin 2 salvamari. Respirația artificială se face în caz de excepție când este numai un salvamar. Dar dacă se lucrează în echipă, se lucrează în echipă. Doi oameni fac resuscitarea, atunci noi ne folosim. Unul face compresiunile pe cutia toracică, altul face inspirațiile cu ajutorul balonului ambu. Chiar dacă au primit măști și mănuși de protecție, salvamarii nu le poartă. Aceștia spun că se află aproape tot timpul în barcă, fac scufundări, iar aceste măsuri de protecție le îngreunează munca. Aici sunt semnalele la mine, la scafandrier, și el le dă înapoi, la dreapta, la stânga, înainte, înapoi. Până acum, autoritățile nu au elaborat instrucțiuni clare privind activitatea salvatorilor de la Vadului Vodă. La acest post de salvamari sunt 9 persoane, deși ar trebui să fie cel puțin 15. Anul trecut, un om a murit pe plaja de la Vadului Vodă după ce a suferit un stop cardiac în timp ce se afla în apă. Totodată, o altă persoană s-a înnecat.